Viața lui Duiliu Zanfirescu La 30 octombrie 1858 se naște la Plăinești, azi Dumbrăveni, județul Vrancea, Duiliu Zanfirescu, primul din cei opt copii ai soților Lascar, ajutor de primar, mic proprietar de pământ și arendaș, și Sultana Zanfirescu, sora arhitectului Ion Mingu. Vitor, scritor își petrece copilăria la Focșani, precum și în diverse alte locuri, pe diferitele moșii luate de părinții săi în arendă. În vacanțele de vară stă de obicei la proprietatea familiei aflată la Vârteșcoi. Scriitorul va vorbi pe la 1909 de o descendență nobilă, atribuindu-și o origine porfirogenetă și revendicând drept strămoși pe Ioan al IV lea Lascaris, ultimul autocrat al Niceei. Adevărul este însă că aceste afirmații ale sale nu vor putea fi dovedite niciodată, și de fapt, el se trage dintr-o familie mai curând modestă din acest punct de vedere. Între anii 1865 și 1869 a fost elev la școala primară numărul 1 din Focșani. Trist este că arhiva acestei școli a ars în timpul celui de-al doilea război mondial, așa că nu avem informații despre cum a fost îndrumat și ce rezultate a avut în acea perioadă. Între anii 1869 și 1873 va urma cursurile gimnaziului din Focșani, în temea de Alexandru Ioan Cuza, în 1864. Rezultatele obținute în această perioadă sunt mai degrabă satisfăcătoare. Probabil că moștenise de la rudele mame o predispoziție spre visare și spre artă. Dacă la școală nu părea interesat, în schimb acasă îi plăcea foarte mult să asculte muzică și să învețe limba franceză. Lectura era una din ocupațiile sale favorite citește autori clasici și romantici și răsfoiește Revue de de Monde, la care erau abonați părinții săi. Curând va face o pasiune pentru Torquato Tasso. În ultima clasă de gimnaziu va citi Ierusalimul eliberat și, inspirat de eroii epopei, se va gândi să intre în armată. În sfârșit, tot în această perioadă, este atras cu o putere irezistibilă de natura plaierilor natale pe care le era adesea. Între anii 1873 și 1876 urmează cursurile Liceului Matei Basarab din București la secția umanistică. Va avea parte de profesori renumiți ai acelor ani, precum Ieremia Circa sau Epaminonda Francudi, viitor decan al Facultății de Litere. Din nefericire, nici aici nu se va arăta mai siritor decât la gimnaziu. Notele sunt de toate categoriile și descoperim și unele corigențe. Asta se întâmplă pentru că preocupările lui erau mai ales extrașcolare. Continuă să citească autori clasici și romantici, români și străini. Îi se trezește interesul și pentru revistele vremii. Citește presa literară și preferă revista ieșeană Convorbi Literare. Mediul în care se afla începe să-și spună cuvântul și astfel apar primele sale impulsuri și încercări literare. Înainte de a împlini 17 ani, trimite versuri la Convorbiri Literare. Din păcate, succesul se lasă așteptat. În octombrie 1875, revista îi notifică, la poșta redacției, că la o primă încercare așa de încurcată, răspundem cu o primă respingere foarte netedă. Termină liceul, după care își dă bacalaureatul în mai 1876. Din această perioadă, ni s-a păstrat o scrisoare datată 12 august 1876 și adresată prietenului său, Duiliu Ioanin. Această scrisoare va constitui începutul unui adevărat roman epistolar, pentru că respectiva corespondență va dura până în 1888, ajungând într-un final la 39 de scrisori. Știm și că îi plăcea să rătăcească în chip de vânător, căutând și apreciind liniștea și singurătatea, poezia peisajului. Trofeele vânătorești îl atrag mai puțin. În anul 1876 se va înscrie la Facultatea de Drept din București. O va termina în 1880, dar înclinațiile sale erau cu totul altele. Audiază în paralel alte cursuri de la Facultate de Litere și Filozofie, mai pe gustul său. Este impresionat mai ales de cele ținute de Titu Maiarescu, care îi va deveni mai târziu mentor și prieten. Viața de student și-o va petrece citind, scriind și plimbându-se pe podul Mogoșoaiei, unde va petrece adesea în câte o cafenea. De asemenea, îi plăcea să joace biliard și să facă excursii. Primăvara se ducea la Măgurele și la Herești, nu departe de București, împreună cu colegi și cu prieten Caduiliu Ioanin Romanov sau Ion Dănescu, ai căror părinți erau proprietari prin partea locului. Acum o va cunoaște pe Eliza Ioanin, care va fi marea dragoste a tinereții sale și a cărei imagine îl va marca pentru multă vreme, găsindu-și ecoul în însăși opera scriitorului. Varaș petrecea vacanța la Focșan sau la via părinților la Vârteșcoi. De acolo se întorcea la București, cărând cu sine uneori și câte o damigeană zdravână, spre ungerea sufletului său și al prietenilor săi, care l așteptau cu trăsura la gară. Ori de câte ori reușea să facă rost de bani, pleca în stațiuni ca la Sărat sau slanic Moldova. Anul 1877 este anul debutului său literar. În 3 aprilie îi apare, în ghimbele, o dedicație lirică galantă, poezia domnișoarei Niculescu Aman. Mai apoi, la războiul, va publica și alte poezii romanțioase, Lamentându-se ca un adevărat romantic. În acest an, pe timpul verii, va urmări înfiorat evoluția luptelor din războiul de independență. Mai târziu, acea atmosferă de înfrigurare a orașului, de așteptare și de doliu, va fi evocată în novela Locotenentul Sterie, dar și în romanul În război. La 10 februarie 1880, literatorul îi va publica un poem numit Levante și Calavrita, pe care Alexandru Macedonski îl va promova cu entuziasm. Conducătorul revistei Literatorul îl va recomanda pe tânărul autor considerând că prin această realizare lirică, el se afirmă ca poet în mod strălucit. După asemenea primire, evident, tânărul poet va colabora mai departe la revistă. Această legătură va continua încă vreo doi ani, după care va avea loc o ruptură furtunoasă și definitivă. În februarie-martie același an va apărea în ziarul Războiul prima novela scritorului, Natalia Anisimova în care este relatat un episod din războiul de la 1877-1878. În iunie 1880, Duiruzan Zanfirescu își susține teza de licență, intitulată Despre efectul mandatului în privința terțelor persoane, pe care o va și publica într-un tiraj restrâns. Dreptul odată absolvit nu-i mai rămânea decât să treacă la treabă, așa că, în această vară, tânărul se va înscrie în baroul Putna ca avocat pledant. Numai că munca de avocat nu îi se potrivea nu pare a fi reputat mari succese profesionale în lumea tribunalelor. Pe de altă parte, însă, tot în această perioadă, se va aprinde o dragoste plină de pasiune pentru Eliza Ioanin. Din păcate, fata nu va răspunde iubirii sale și se va căsători cu prietenul său, Dănescu. Îndrăgostitul fără speranță consacră Eliza Ioanin, căsătorită acum, o novelă cu cheie intitulată O pagină din viața lui Johann Strauss, care va fi publicată în decembrie în România Liberă. Din păcate, Eliza se va îmbolnăvi de tuberculoză și va pleca din țară, la Corfu, unde va și muri. Moartea Elizei îl afectează pe Duiliu. În scrisurile trimise lui Ioanin, descoperim un suflet delicat și sensibil, capabil de o intensă vibrație intelectuală. Duiliu traversează o dramă, durerea de a o pierde pentru totdeauna pe ființa iubită. Viața îi trimite însă noi încercări, și, la 13 septembrie 1880, este numit supleant de Ocol, adică procuror, la judecătoria din Hârșova, localitate unde va rămâne până luna ianuarie. Nici magistratura nu-l va încânta pe tânărul absolvent de drept. Este puternic deranjat de atmosfera morală de la tribunal. Funcționarii, în loc să fie exemplu de comportare, apar ei cei din tâi pe lista de procese. Într-una din scrisoare afirmă decis. Hotărător, nu sunt făcut să fiu procuror. Această perioadă, aproape un fel de exil, va avea însă efecte pozitive în sfera literară. Tânărul scritor va crea, din Dobrogea, Arhivarul și Noapte Bună. Tot în acest an va iniția în ziarul România Liberă seria de tipuri și portrete. În corespondență din ce în ce mai asiduă cu Ioanin, prietenul său, Duilu Zanfirescu va avea lungi discuții despre budism, darvinism, ateism, despre avantajele și dezavantajele căsătoriei, despre filozofia iubirii, despre poezie. La acea dată, când nu împlinise încă nici 22 de ani, tânărul era plin de idei, de iubire și de proiecte, trăind stări tensionale și momente de paroxism. La 25 februarie 1881 este numit procuror la Târgoviște. Va deține acest post până la 20 iulie 1881. În această perioadă colaborează la România Liberă și, sporadic, la Corierul de Dâmbovița. Tot atunci se împrietenește cu Alexandru Vlahuță, profesor de gimnaziu în același târg. La 20 iulie va demisiona din slujbă în urma unor neînțelegeri avute chiar cu Ministrul Justiției. Ca urmare va părăsi Târgoviște și se va muta în București. În România, liberă va apărea între 23 octombrie și 8 noiembrie 1881, novela de mai mari dimensiuni, Cum a iubit de Părățeanu, iar în volum, cu titlul Amintiri din vremuri. De fapt, acesta va fi primul roman al scriitorului. 1882 a Ajuns în București, se înscrie în barou din Nilfov. Pe atunci era convins că această profesie este cea mai bună din toate, și îl va ajuta să se lanseze în viața socială și politică. Numai că nu avea niciun fel de vocație pentru respectiva meserie. Ca urmare, nu prea va pleda în procese. În schimb, va deveni ziarist și redactor la România Liberă, pe atunci unul din ziarele prestigioase din România. Aici va fi coleg de redacție cu De La Vrancea, Dede Racoviță și Alexandru Vlahuță. Aflat în elementul lui, scriitorul publică aici nuvele, poezii, cronici dramatice, literare, Politice, mondene, satire. De asemenea, continuă să publice în literatorul macedonski. În aprilie va apărea O Suferință, și în iunie o traducere din Hernani. La 1 august inaugurează în România Liberă rubrica de las Palabras, devenită ulterior Palabras. Începând din 12 septembrie, semnează cu pseudonimul Don Padil, semnificând Noblețea și Lupta Cavalerească. Un prim portret textual, oferit de Nicolae Petrașcu, îl înfățișează pe scriitor la acea dată, ca fiind un tânăr cam de 24-25 de ani, de statură mijlocie, cu talia subțire, cu albi, străbătuți de o undă trandafirie, mersul drept frumos, gura potrivită, surâsul dulce, gâtul rotund, delicat, părul negru și fin ca sprâncenele subțiri, arcuite. În martie 1883 îi apare primul său volum literar, intitulat Fără Titlu, și care va cuprinde poezii și nuvele. Aici vor fi incluse și câteva din textele dedicate Elizei Ioanin și anume în albumul Doamnei Ed și Blaue Donau. Din păcate nu are succes. Ecourile din presă sunt firave. Tot în martie va începe să participe la ședințele Junimii, unde va fi privit la început cu suspiciune după scandalul cu Macedonski. Devine colaborator la convorbiri literare. În august 1883 are loc la Borde, în județul Prahova, începutul de răscoală țărănească împotriva arendașului Scorțescu. Această răzvrătire va fi reprimată sângeros. Se va numi de asemenea o comisie de anchetă din care va face parte și Duiliu Zanfirescu. Scriitorul va ține partea țăranilor, iar faptele conținute în procesul verbal vor avea ulterior eco în viața la țară. 1883 va vedea și despărțirea definitivă de literatorul, și de Alexandru Macedonski, care nu privise cu ochi buni intrarea poetului în redacția României Libere, plină de simpatii junimiste. Pe 19 ianuarie 1884 va avea loc prima și totodată ultima reprezentație a piesei prea târziu, scrisă împreună cu actorul Ștefan Velescu. Va fi interpretată de mari actor precum Constantin Notara și Aristița Romanescu, dar nu va avea succes. 1884 este însă anul în care scriitorul începe corespondența cu Titu Maiorescu, considerată a fi una din cele mai reprezentative opere epistolare din literatura română. Corespondența dintre cei doi va dura aproape 30 de ani, până în 1913. În iunie 1884 se produce și debutul scriitorului la revista Convorbiri Literare cu poezia Iarna. Va începe o colaborare care va dura mai bine de un sfert de veac. Tot în acest an este propusă legea dotației, prin care îi se dădea regelui Carol I în folosință 132.000 de hectare. Părerile partidelor erau împărțite, conservatorii fiind împotrivă. Totuși, legea va fi votată datorită influenței lui Titu Maiorescu. Necunoscând toate de desupturile politice, Luzan Zanfirescu publică în ziarul conservator L'Independence Rumea trei articole intitulate Le Domaine de la Couronne, în care se formulează unul din cele mai puternice proteste la adresa împroprietăririi familiei regale. Legea este calificată în esență ca antinațională. Gestul lui Zanfirescu va afecta în plan politic, va produce o mare tensiune între el și Maiorescu și va atrage ura lui Ice Brătianu și a lui Dimitri Alexandru Sturza, ură care nu va dispărea niciodată. Tot în vara acestui an, Duiliu Zanfirescu leagă prietenie cu Elena Miller-Verghi, directora pensiunului de domnișoare din strada Primăverii. Va fi foarte des prezent la audițiile muzicale și la discuțiile literare de sub patronajul doamnei Elena. La aceste ceaiuri săptămânale, domn Badil era foarte apreciat, iar doamna îi va deveni pentru mulți ani o bună confidentă literară. Începe să frecventeze cenaclul Junimii, care își ținea ședințele fie în casa lui Maiorescu, fie în cea a lui Iacob Negruții. Participă la multe alte saloane ale vremii, unde se citea literatură și aveau loc serate muzicale, uneori urmate de dans. Tânărul Duiliu, pe atunci cu mare trecere la femei, valsa în lumina candelabrelor cu gaz aerian ca un veritabil om de lume. Între 19 august și 23 septembrie va apărea în România liberă romanul social În fața vieții, care va fi tipărit în volum în toamnă. Constantin Dobrogeanu Gherea îl va executa în ziarul contemporanul pe Duiliu Zanfirescu în cu articol Pesimistul de la Soleni. După acest atac urmează un altul în voința națională, unde Olănescu Ascanio îl acuză fără temei de plagiat. Tot acest roman este și motivul rupturii între Zanfirescu și de la Vrancea și Vlahuța. Până la urmă, spre sfârșitul anului, scriitorul părăsește redacția României Libere. În februarie 1885, Duilu Zanfirescu se prezintă la concursul de atașat delegație, care va fi organizat de Ministerul Afacerilor Străine și reușește. Intră în diplomație care îi va marca întreaga existență. Își începe lunga sa carieră diplomatică într-un birou ministerial, unde îi va avea drept colegi pe Ion Papiniu și Trandafir Juvara, viitor ministru, care îi va deveni prieten. Tot atunci începe să lucreze și ca profesor de română la Liceul Sfântul Gheorghe. În octombrie 1885, relațiile cu Titul Maiorescu se îmbunătățesc foarte mult. Începe acum o prietenie care va dura mai bine de două decenii. În ianuarie 1886, în convorbi literare, apare novela Noapte Bună. În aprilie, apare locotenentul Sterie, iar în decembrie, Spre Mare. Relațiile sale cu Judimea și cu Tito Maiorescu sunt la cel mai înalt nivel. Anul 1887 Tot la convorbi literare sunt publicate novelele Conoale cu Zăgănescu și Subprefectul, considerate reprezentative pentru novelistica secolului al XIX-lea. În cursul lunii septembrie scrie novela Africa, cu o tematică asemănătoare cu cea din o de Paști a lui Caragiar. În ianuarie-februarie 1888, apare în convorbi literare novela Străbunii Noștri, al doilea mic roman al scriitorului și care tratează un episod din războaiele dacilor cu romanii. În mai 1888 tipărește volumul de novele la editura librăriei Socec din București. Pe data de 6 mai 1888, după venirea junimiștilor la putere în frunte cu Titul Maiorescu, este trimis în Italia ca secretar doi al legației române din Roma. Va rămâne acolo până în 1906, cu întrerupere în perioada 1892-1894, când a lucrat la Atena și apoi la Bruxelles. La Roma, scriitorul va călca pe vechile dale de pe Via Apia, va pipăi marmura de aproape două milenii a coloanelor ce mai stau în picioare, din palate și temple, va cerceta plin de însuflețire ruinele faimoase, formându-și astfel o imagine vie a trecutului roman. De Roma se atașează treptat devenind un pasionat al antichității. Orașul etern va avea pentru el și o funcție formatoare. Vizitează frecvent vestigii celebre ca Forumul Roman, Palatinul, Forurile Imperiale, Coloseumul, Termele lui Caracala sau Teatrul lui Marcellus. Citește din Cezar, Pliniu cel Tânăr, Theodor Momsen sau Edward Gibbon. Tânărul scriitor produce o excelentă impresie atât prin înfățișarea lui distinsă, cât și prin cultura sa de poet, prin faptul că vorbea fluent limba franceză și că începea să se familiarizeze cu limba italiană. Este invitat la recepții, la spectacole, se înscrie în cluburi. De acum încolo va întreține și o bogată corespondență în țară. Peisajul italian și ambianța culturală din peninsulă îi vor influența hotărător creația orientându-o spre clasicism. Este fascinat de leopardi și carducii și începe să traducă din opera acestora. Între noiembrie 1888 și ianuarie 1889, începe să publice în convorbi literare un mic roman intitulat Un drum greșit. Această mică lucrare anunța viitorul său roman, Viața la țară. Aici apare pentru prima dată numele de Comăneștean. În perioada mai iunie 1889 vizitează Porto Danzio, fiind încântat de explozia vegetală de aici într-un cadru mirific, o cunoaște pe Henriette Alievi, ființă delicată cu ochii adânci și strani, cum îi scriează în zanfirescul lui N. Petrașcu. Viitoarea sa soție, răbdătoare și iubitoare, și mama copiilor săi. Se plimbă împreună pe malul mării spunându-i versuri. Sufletul lui trăiește la înălțime. Vibrează intens în această atmosferă feerică. Le va vorbi prietenilor săi cu emoție profundă despre Henriette, o femeie plină de farmec și de bunătate care îl încânta prin obiceiurile sale simple. Convorbi îi publică în octombrie 1889 novela Alessio, prima lucrare inspirată din atmosfera și mediul italian. Cam după o lună de zile, tot în convorbi literare începe publicarea romanului Un drum greșit. În martie 1890 se însoară cu Henrietta Alievi, fica lui Antonio Alievi, pe atunci director general al Băncii Generale din Roma, Senator și om de afaceri influent. Căsătoria cu fica acestuia îi va aduce scritorului mult dorita liniște și securitate materială. Pleacă în călătorie de nuntă pe coasta de azur. După aceasta, locuiește în Palazzo Doria, în apropiere de forul lui Traian. Se naște, în luna octombrie a acelui așa an, primul său copil, o fată, Enrichetta Eleonora Elize Felicita. Tânărul tătic este în al nouălea cer și plin de o delicatețe și duioșie pe care nu i-am fi bănuit-o. Își descoperă vocația de tată de familie, pe care o va lua foarte în serios. El își adorme fica, o plimbă, vorbește cu ea românește, una din puținele bucurii ale scritorului care va trăi ani lungi în străinătate. În această perioadă va lucra la romanul Lume nouă și Lume veche, dar va și traduce din leopardi și carduci. Între aprilie și decembrie 1891 va apărea în convorbi literare romanul Lume Nouă și Lume Veche, polemic la adresa socialiștilor. Va fi editat în volum abia peste vreo 5 ani și va fi întâmpinat cu ostilitate de presa socialistă. Tot în primăvara acestui an izbucnește drama de la Veneția, cunoscută și ca afacerea Elena Văcărescu. Prințul Ferdinand, moștenitorul tronului, se îndrăgostise de Elena Văcărescu, domnișoara de onoare a reginei Elisabeta, Inițial acest proiect a fost susținut și de regele Carol I. Numai că la această legătură încep să se opună cu înverșunare partidele politice. O căsătorie între Ferdinand și o descendentă a văcăreștilor ar fi dezechilibrat spectrul politic, făcând din familia regală un instrument aparținând unei singure tabere. Înțelegând pericolul, regele Carol I renunță la idee. Nu același lucru se întâmplă cu regina Elisabeta, care ocrotește dragostea celor doi tineri. Cum partidele și presa combat continuu această căsătorie, se creează o atmosferă încordată. Regina Elisabeta, deprimată și bolnavă, se exilează la Veneția, luând o ea și pe Elena Văcărescu și amenințând cu divorțul. Ferdinand, la rândul lui, amenință cu sinuciderea. Lucrurile se termină cu bine până la urmă când Ferdinand acceptă logodna cu Maria de Edinburgh, nepoata reginei Victoria a Marii Britanii. Din păcate, în toată această ceartă este implicat și Duiliu Zanfirescu. Scriitorul făcuse parte câteva săptămâni din suita regală, însoțind-o pe regină în lungi plimbări cu gondola. S-a spus că el, sub semnătura Loredano, publicase corespondențele referitoare la exilul suveranei și era suspectat că ar fi avut misiunea să o spioneze pe regină. Diplomatul protestează indignat și respinge toate acuzațiile. Până la urmă, scandalul se stinge, dar vor exista urmări. Scriitorul va fi transferat la legația din Atena. La 5 ianuarie 1892, Ana și Titul Maiorescu sosesc în vizită la locuința scriitorului din Palazzo Doria. Vor vizita împreună mai multe localități din Italia, dar fără Henrietta care era pe atunci însărcinată. Pe 18 martie 1892 se naște al doilea copil al scriitorului, care va purta numele de Alexandru Lascar Cezare și care va deveni mai târziu diplomat și scriitor, la fel ca tatăl său. Venirea pe lumea băiatului este pentru el un eveniment copleșitor. Nu se mai poate concentra decât asupra lui. Pentru o vreme chiar și literatura e abandonată. În primii ani de căsătorie se dezvoltă foarte mult artistul din el, romancierul și mai ales epistolierul. Scrisorile adresate prietenilor în frunte cu Titu Maiorescu se transformă adesea în note de călătorie foarte interesante care ne călăuzesc prin Roma, Napoli, Veneția, și devin jurnal psihologic, estetic și de creație. La 11 iunie 1892 este transferat la Atena. Acolo, șef al legației era poetul Olănescu Ascanio, prieten cu Duiliu Zanfirescu. Aici vor fi scrise poeziile Către Cleobul, Pe Acropole, Gliceria. În perioada august-noiembrie 1892, Convorbi literare îi publică un studiu monografic intitulat Leon Tolstoi, scriitor pentru care Duiliu Zafirescu a avut o mare și constantă admirație. Din păcate, studiul monografic a rămas neterminat din cauza mutării. În noiembrie 1892 este nevoit să părăsească Atena ca urmare a ruperii relațiilor diplomatice dintre România și Grecia din cauza conflictului privind populația macedoneană este numit în decembrie 1892 secretar la legația din Bruxelles. Acest stagiu va dura până pe 1 octombrie 1894. Scritorul este foarte încântat de operele de artă pe care le vede în muzee. Din păcate, țara propriu-zisă nu-i trezește nici pe departe aceleași sentimente. Va publica în această lună volumul de poezii Alte Orizonturi. În ianuarie 1893 devine secretar de legație clasa 1. Din acești ani au ajuns până la noi circa 200 de scrisori către Titu Maiorescu și 42 de răspunsuri ale acestuia către Duilu Zanfirescu. Acestea reprezintă un jurnal de creație extraordinar, cu interes atât documentar cât și artistic. Între iulie 1894 și mai 1895 apare în mai multe numere în convorbi literare romanul Viața la țară, care va fi publicat în volum în anul 1898. Din noiembrie, tot în serial, se publică și Tănase Scatiu, care, la fel, va apărea în volumul mai târziu. La 1 octombrie 1894, scriitorul va prinde o conjunctură favorabilă și se va transfera la Roma. În decembrie, aflat în concediu la București, supraveghează îndeaproape tipărirea volumului de poezii, alte orizonturi și publică traduceri din Carducci. În mai 1895 îi apare în volum romanul Lume Nouă și Lume Veche. În iulie, convorbi literare termină publicarea romanului Viața la Țară și tot în convorbiri va apărea al doilea segment al ciclului comăneștenilor, Tănase Scatiu. În noiembrie va apărea volumul Novele Romane, Frica. În decembrie 1895 se naște al treilea copil al scritorului, Lascar Antonio Liviu, pe 25 noiembrie 1896 apare primul număr al Revistei Literatură și Artă Română, la care va colabora și scriitorul, începând cu luna decembrie a acelui an, cu schița Cu bilet circular. În această perioadă se elaborează romanul În război. În martie 1897 se tipărește un nou volum de poezii intitulat Imnuri păgâne. Se publică între octombrie 1897 și mai 1898, în convorbi literare, romanul În război. Va apărea în volum în 1902. În februarie 1898, apare romanul Viața la țară, în Biblioteca pentru toți a editurii Storken Müller. La 1 aprilie 1898, Iuriu Zanfirescu este ales membru corespondent al Academiei Române, după ce fusese respins de două ori. 20 iulie 1898 Aflat la Vila Gregoriana din Tivoli, va scrie o mare parte din Lida, scrisor romane, până în septembrie când va întrerupe. Maiorescu primește nefavorabil noua producție a scriitorului. În octombrie 1898 începe să publice, în convorbi literare, romanul Lida, scrisor romane. Publicarea va continua la mari distanțe de timp până în 1904. În volum, Lida va apărea abia în anul 1911. Este ales membru corespondent al Academiei. La 15 noiembrie 1899 va publica la editura Goebbels volumul Poezii Nouă. În februarie 1900 îl aflăm pe scriitor la Paris, unde se ocupă de tipărirea versiunii franceze a romanului în război, ce va apărea în martie la editura Ollendorf sub titlul Temp de Girl. Scriitorul spera că, publicând în franceză, va avea mai mult succes. În septembrie începe lucrul la romanul Îndreptări. Convorbiri literare publică în noiembrie novela Furfanțo. În iulie 1901, scriitorul călătorește în Ardeal cu popasuri la Arad, Sibiu și Poiana. Poiana este un sat pitoresc din mărginime. Pentru a se documenta în vederea terminării romanului Îndreptări. Din noiembrie, romanul apare în revista Literatură și Artă Română. În noua revistă română publică studiul romanul și limba română, preludiu la poporanismul în literatură, celebru discurs de recepție la primirea în Academia Română. Anul 1902 apare în volum romanul în război. Este înscris la concursul pentru premiul Academiei. În acest an se definitivează romanul în dreptări. Anul 1903. În aprilie, romanul în război nu primește premiul Academiei Române. Norocosul câștigător va fi Ioan Slavici cu romanul său istoric din bătrâni. Septembrie 1903. Publică în revista idealistă Eseul, literatura românească și scritorii transilvane, în care face reproșuri dure lui Slavici și lui Coșbuc. În perioada martie-mai 1906, în numărul festival convorbirilor literare, care atunci aniversau 40 de ani de la apariție, sunt publicate primele capitole din Ana sau ceea ce nu se poate. Autorul părăsește definitiv Italia în august, fiind avansat secretar general al Ministerului Afacelor Străine. Este înaintat și la gradul de ministru plenipotențiar clasa a doua. Pe 21 noiembrie 1906 întâmpină un moment greu în viața sa de familie. Moare soția sa Henriette Zanfirescu. În aprilie 1907 va apărea la editura Alcalai romanul Tănase Scatiu. Concomitent, tot în Biblioteca pentru Toți, sunt retipărite viața la țară și în război, primind titlul de Istoria Comuneștenilor. Este primul ciclu romanez din literatura română. În 1908 este ales membru titular al Academiei Române, cu 24 de voturi pentru și 4 contra. Tot la Alcalai este tipărit și romanul Îndreptări. Pe 28 aprilie 1909 are loc ședința solemnă a Academiei. Duiliu Zanfirescu citește discursul său de recepție, Poporanismul în literatură. Acest discurs va provoca o lungă campanie de presă cu vii și îndelungate polemici. Proaspătul academician va fi executat de Titu Maiorescu, care va elogia poezia populară. Prin ținuta sa aristocratică și prin distanța sa, Duilu Zanfirescu va stârni multe și puternice antipatii. Începând din 10 iunie, este delegatul României în Comisiunea Europeană a Dunării cu sediul la Galați și în Comisiunea Mixtă a Prutului. La 13 mai 1911, scriitorul prezintă o excepțională comunicare academică, metafizica cuvintelor și estetica literară, net manifest antimaiorescian. În august 1911 apar în volum Ana sau ceea ce nu se poate, Lida, scrisor romane și Furfanso. În noiembrie 1911, scriitorului se acordă rangul de ministru plenipotențiar clasa I. Anul 1912 este anul în care, în convărbire literare, sunt publicate piesele O Amică și Lumină Nouă, jucate în același an și la Teatru Național. Reacțiile, atât din partea publicului, cât și din partea cronicarilor de teatru sunt anemice. În ianuarie 1913 are loc premiera piesei Poezia depărtării, publicată în martie-iulie în convorbiri literare. La 1 iulie 1913 ne aflăm în prim război balcanic. Scriitorul este pus în disponibilitate de către Titu Maiorescu, pe atunci prim-ministru, pentru acuzația gravă de antipatriotism. Demiterea îi se trage de la protestul lui Duili Zanfirescu împotriva rechizițiilor brutale efectuate de armată cu prilejul campaniei din Bulgaria. Alvinter, el dorește o Românie neutră din punct de vedere politic și militar. Se încheie atunci prietenia cu Titu Maiorescu. Pe 28 iulie 1914 începe primul război mondial. Izbucnirea războiului deplasează interesul scriitorului spre alte zone începe un ciclu memorialistic de portrete satirice, din care nu va realiza decât un număr restrâns de pagini. Rostește la Academiei Comunicarea Sufletul Războaielor în trecut și în prezent, în care preconizează o neutralitate activă a României. În decembrie 1914 alcătuiește o prefață pentru noua ediție din Biblioteca pentru Toți a romanului Viața la Țară. Această ediție va deveni un prim capitol al unui ciclu numit de el amintiri din cariera diplomatică. Are loc în martie 1915 o nouă comunicare la Academie, care tratează despre strâmtorile Bosfor și Dardanele și interesele românești. Scriitorul recomandă iarăși neutralitatea. În septembrie 1915 publică în convorbi literare schița John James, un fel de continuare a ciclului amintiri din cariera diplomatică. Publică în ianuarie 1916 în convorbiri literare manifestul antimodernist Literatura viitorului. Continuă în aprilie cu scrisoarea unor prieteni tineri, publicată tot în convorbiri și cu comunicarea academică intitulată Câteva cuvinte critice. În iunie 1916 este ales președinte al Societății Scriitorilor Români. Funcția însă nu poate fi exercitată datorită intrării României în război. Pe 27 august 1916, România intră în război. Scriitorul se refugiază la Odessa. Salvează, cu acest prilej, tezaurul și arhiva comisiei. Cei doi fii ai săi sunt mobilizați în armată. Martie 1918 se formează la Iași Liga Poporului, condusă de generalul Averescu și din care face parte și Duiliu Zanfirescu. Pe 12 aprilie 1918 apare la Iași ziarul Îndreptarea, condus de Duiliu Zanfirescu. În octombrie, scoate revista Îndreptarea Literară. La data de 21 octombrie 1918, la Iași, e ales vicepreședinte al Academiei Române. În ianuarie 1919, părăsește Odessa asediat acum de bolșevici. În iulie 1919, la Institutul de Arte Grafice C. Sfetea, e publicat volumul pe Marea Neagră, eco al unei iubiri târzii pentru Corina Gărdescu, supranumită în poeme Malvina. După ce în 1918 devenise președinte al Ligii Poporului din Francia, în februarie 1920 e ales senator de Putna din partea aceleiași ligi și va ține în această calitate un discurs programatic. 12 martie 1920. Liga Poporului formează guvernul, generalul Averescu fiind prim-ministru și Duiliu Zanfirescu ministru de externe. 30 iunie 1920. Scriitorul este ales președintele Camerei Deputaților, funcție pe care o va păstra până în 24 ianuarie 1922. Pe 26 ianuarie 1921, Pierre duel fiul mezin al scriitorului, Lascar. Moartea acestuia îl afectează profund, precipitându-i sfârșit. Decembrie 1921. Scrie prefața la ediția 5 a romanului Viața la țară. Această prefață este ultimul text publicat de autor, în 1922 apare volumul de povestiri și amintiri din cariera diplomatică, O Muză. În noaptea de 12 iunie 1922 moare la mănăstirea Agapia în urma unei crize hepatice cu câteva luni înainte de a fi împlinit 64 de ani. Este înmormântat în cimitirul sudic din Focșani.